Noi de la București ne-am trezit foarte devreme, pe la 5, dar avionul a avut o oră de întârziere, apoi s-a pierdut un bagaj, așa că am ajuns abia la 11 aici. Mulțumim mult de răbdare că ne-ați așteptat în sală și sper să avem discuții cât mai bune. Sunt două paneluri acum pe care le și transmitem online și mă bucur tare mult că avem un weekend plin de ateliere foarte practice, unde profesioniști din Republica Moldova și din România, din comunitățile LID Moldova și LIDER pentru Justiție România, se adună împreună să găsească soluții pentru teme cheie. Mulțumim tare mult, doamnă Drăgălin, că sunteți aici. Cornel, la fel, ai făcut deplasarea cu noi. Și Codru, am să-ți predau ție legătura, că și așa suntem în întârziere. Să avem spor! Mulțumesc! Bună dimineața a tuturor, dacă dimineața e după 11. Mă bucur tare mult că ne-am întâlnit astăzi să discutăm un pic despre relația justiției cu cetățeanul, cu omul obișnuit. Veronica și Cornel, voi vă ocupați de anticorupție după ce fapta reprobabilă s-a întâmplat deja. Probabil că pentru cetățeanul obișnuit e mult mai interesant ce se întâmplă înainte, cum am putea să facem să nu mai apară matrapa, zlâcuri și pocinoage, dar nu v-aș duce în direcția aia, pentru că voi vă ocupați de ce se întâmplă după. Hai să vedem dacă sunt întrebări din partea colegilor, că cred eu că e mai interesant să răspundem la întrebările lor decât la întrebările mele. Nu v-ați înghițit gălbenușul, să înțeleg. Atunci, vă întreb eu, în calitatea voastră de oameni obișnuiți, cetățeni ai celor două republici, când v-ați întâlnit ultima oară cu justiția și ce v-a enervat? Bună întrebare! Eu o să câștig puțin timp ca să mă gândesc la un răspuns deștept prin a vă saluta și să mulțumesc colegilor pentru faptul că ne-au adus împreună aici la Chișinău. Noi am început mai de devreme, nu am avut în vedere doar weekendul, am avut onoarea și plăcerea de a avea la început de săptămână întâlniri foarte importante la București cu doamna procuror șef și cu echipa dânsei. Relațiile între structurile cu atribuții în domeniu sunt în momentul de față probabil la un nivel foarte ridicat și cred că este un lucru îmbucurător. Și într-adevăr, printre temele pe care le discutăm și în privirea la care deja lucrăm împreună, este și subiectul despre care vorbești. Din fericire pentru mine, ca să răspund la întrebare, nu m-am întâlnit cu justiția de partea cealaltă a unei bări sau a unei platforme. În schimb, interacționez cu justiția zilnic, pentru că instituția pe care o reprezint este foarte activă în fața tuturor autorităților sistemului judiciar, procurori, judecători și așa mai departe. Și din această ipostază, nu întotdeauna rămânem cu zâmbetul pe buze. Deci e valabil și pentru un reprezentant al unei instituții publice care ține de sistemul de justiție, să nu aibă tot timpul zâmbetul pe buze atunci când interacționează și accesează serviciile pe care justiția trebuie să le întoarcă, inclusiv unei instituții publice. Bună dimineața și din partea mea. Îmi pare bine să vă văd aici și așa mulțumesc pentru invitația să mă adresez. Deci, pe mine mă cheamă Veronica Dragalinu, sunt noua șefă a Procuraturii Anticorupției din Republica Moldova, începând cu 1 august. Așa că eu sunt
cred că un membru destul de recent, cel mai recent în sistemul de justiție în Moldova. Îmi place întrebarea. Eu pot să vă dau un exemplu. Deci ultima oară când am avut eu o interacțiune, deci am ajuns în, la Chișinău în iulie, așa că au trecut numai puține luni. Nu pot să spun că am avut până acum o interacțiune cu, neplăcută cu sistemul de justiție. Nu știu dacă e pentru că oamenii mă cunosc cine sunt eu, deci poate de asta nu îndrăznesc să mă pun într-o situație neconfortabilă, dar vă pot spune o poveste despre, deci, despre o experiență care am avut-o eu mulți ani în urmă. Deci familia mea a plecat în Republica Moldova când aveam eu 8 ani, deci după am terminat clasa 1 aici la Chișinău și după asta am plecat. Dar aveam rude, deci bunei, verișori, mătușă, unchi aici în Moldova și în fiecare vară din copilărie veneam înapoi în Moldova. Și petreceam vara întreagă, din iunie până în septembrie, la bunei, la țară. Deci nici nu la Chișinău, la țară. Și eu, deci în fiecare vară veneam cu toată familia, mama, tata, eu și sora mai mică. Și întotdeauna, eu țin minte ca copil, că când treceam noi vama în Moldova, întâi când locuiam în Europa era cu trenul, pe urmă când ne-am mutat în Statele Unite veneam cu avionul, asta era un moment cu tensiune, deci întotdeauna simțeai că ce o să întâmple acum la vama. Pentru că aproape întotdeauna când veneam noi cu valize pline de lucruri frumoase din Europa sau din Statele Unite, persoana la vamă vede lucrul ăsta și vrea ceva de la tine. Și eu am văzut de multe ori cum reacționau părinții mei când li se solicita ceva. Și am ajuns eu la 16 ani să vin în Moldova singură. Nu știu de ce într-un an, nu puteam să merg vara cu familia, am venit eu singură. Tot cu valiza plină de cadouri pentru familia noastră și am trecut la aeroportul Chișinău. Și persoana de la vamă mă întreabă, se uită la mine în geantă și spune că ai prea multe lucruri noi. Dar eu mă uit la dânsul și aștept, știi, mai departe să văd ce o să-mi spună. Și el nu, și spune că asta ar poate fi o problemă. Dar eu mă uit mai departe, zâmbesc, deci mă fac că nu știu ce înseamnă asta, da? Și tot aștept să văd mai departe ce o să-mi spună. Și persoana nu îndrăznit să-mi spună, tu trebuie să-mi plătești mie o mită de 200 de lei ca să treci mai departe, da? Nu îndrăznit să fac lucrul ăsta. Au încercat să-mi transmită mie un mesaj prin fraze de astea în limbaj cod, unde noi toți în societatea asta înțelegem ce înseamnă, dar eu, ca copil de 16 ani, m-am făcut că nu știu ce înseamnă asta și am stat și m-am așteptat să spună pe de-a dreptul. Și nu mi-au spus, și eu am trecut, n-am plătit nimic și am mers mai departe. Eu cred că în momentul ăsta, în istoria noastră în Moldova, societatea noastră s-a săturat să primească așa fel de solicitări de la persoanele care au putere în țara asta, da? Pentru că ei au abuzat lucrul ăsta. Acum cer de la noi, cu mult, mai mult și mai mult, sume mari, foarte, foarte mari, și eu cred că societatea noastră s-a săturat. Și eu cred că noi avem oportunitate să nu răspundem la așa fel de solicitări cu bani, dar în loc să ne luptăm cu corupția asta, mică și mare. Eu am încredere că noi să reușim lupta asta, pentru că eu deja simt că în societatea noastră oamenii au ajuns la așa limită. Eu, în rolul meu ca procuror aici în Moldova, deja m-am întâlnit de vreo câteva ori, am avut audiență cu persoane, deci persoane de rând, care vreau să vină să-mi spună mie istoria lor. Deci nu la alt procuror, vreau să vorbească cu mine. Eu aș vrea să am timp în fiecare zi să mă întâlnesc cu 10 persoane, dacă aș avea destul timp. Dar am reușit să mă întâlnesc cu vreo câțiva de când lucrez la Procuratura Anticorupție. Și eu înțeleg de ce oamenii sunt așa de dezamăgiți în sistemul de justiție de Republica Moldova, dar eu mă simt foarte, foarte încurajată că oamenii totuși au curajul să vină, să ne spună nouă despre prin ce-o trecut și au speranța că noi o să facem ceva diferit, deci o să ne luptăm cu corupția în alt mod. Și eu cred că deci, trebuie să convingem cetățenii noștri când o persoană de la vamă sau din altă parte
îi spun prin, cu ochiul sau prin o frază cifrată că trebuie să plătești. Eu sper că oamenii noștri, deci cetățenii noștri, să aibă curajul, în primul rând, să spună nu, dar în al doilea rând, să denunțe și să vină să ne spună nouă autoritățile din Republica Moldova, Procuratura Anticorupție, să ne spună nouă despre asta, ca noi să reușim să scoatem oamenii ăștia din pozițiile lor de putere. Deci eu cred că cu asta e lupta noastră, eu la asta am venit, eu de asta sunt aici și eu văd că sunt persoane, inclusiv în sala asta, care sunt membri al sistemului nostru de justiție și eu știu că noi putem lucra împreună să avem rezultate. Deci știu că a fost cam lung răspunsul, dar cu asta am vrut să încep. Mulțumesc frumos! Nu v-a gâdilat, te rog! Bună ziua tuturor! Mă numesc Victoria Sanduța, judecător la judecătoria Chișinău. Urmăresc atent ceea ce se întâmplă în sistemul de justiție din Republica Moldova și evident cu toții suntem... am urmărit atent și venirea dumneavoastră la șefia Procuraturii Anticorupție. Cunoaștem despre problemele pe care le vociferați și totodată eu personal am participat la un program Open World, vizită de studiu în Statele Unite, o vizită pentru o echipă de judecători din Republica Moldova. Și ce m-a mirat atunci a fost când am aflat că procuratura face parte din puterea executivă în Statele Unite. La noi, procuratura face parte din puterea judecătorească, autoritatea judecătorească, așa cum este menționată în Constituție. Și atunci am început să mă interesez și am înțeles că diferența dintre aceste două sisteme de drept, care sunt sistemul european și sistemul american, este una semnificativă. Și vreau să întreb, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de aceste două sisteme de drept și cum credeți că pot fi aplicate cunoștințele dumneavoastră de acolo, din state, în sistemul nostru de drept, astfel încât dosarele să nu fie afectate de vicii de procedură care ar putea să fie în favoarea infractorilor, după cum dumneavoastră cunoașteți. Vreau să spun, de exemplu, că ceea ce am văzut în state, că un procuror intră la judecătorul de instrucție, da, acolo îmi pare că e investigative judge, deci el poate să intre ei în doi, discută și îi spune, uitați-vă, domnul judecător, eu am informație operativă și trebuie acum să-mi dați mandat de percheziție sau mandat de arestare, acum, în jumătate de oră, dacă nu ne ducem să-l prindem. La noi, aproape că nu e posibil așa ceva, pentru că s-ar interpreta, adică o influență necorespunzătoare, este foarte formalist sistemul nostru de drept, ceea ce am observat față de sistemul american. Adică acolo infracțiunile se investigează mult mai simplu. Da, dacă este o informație, ofițerul de investigație de urmărire penală și-a luat carnețelul și pixul repede s-a dus, a sunat la ușă, cineva a deschis și a întrebat, noi suntem, investigăm acum, cunoașteți, nu știu ce. La noi e posibil așa ceva, adică că trebuie o grămadă de formalități, de autorizări. Și atunci nu este suficientă doar intenția de a lupta cu corupția. Pentru că dumneavoastră cunoașteți toate încălcările de procedură, toate dubiile se interpretează în favoarea infractorului. Și care este soluția, abordarea, sau dacă ați reușit în general să vedeți, iată, problema asta anume de abordare la noi. Mulțumesc! Mai e vreo întrebare? Mai luăm o întrebare? Dacă nu... Da, încep eu, dar sunt curioasă să aud și în România, comparația între sistemul nostru și cel din România. Uite, vă pot spune că sunt pe loc în Moldova de vreo 2 luni jumate. Clar, înainte de a veni aici, eu am citit codul de procedură penală, codul penal, să mă pregătesc. Și sunt diferite, da? Sunt foarte diferite codul, mai ales codul de procedură penală. Deci, eu cred că am menționat lucrul ăsta la interviul la CSP. Deci, în Statele Unite, în sistemul federal, deci eu eram procuror în sistemul federal, care e diferit decât sistemul în mai multe state. Sistemul federal are, îmi pare că, 61 de articole de procedură penală. Deci sunt 61 de reguli pe care trebuie să le respecti și restul
procurorul are discreție să meargă mai departe cum trebuie și clar că este controlul de judecător, dar de aceea e destul de simplu. Aici sunt, nu știu câte, peste 500, cred că, sau e cu mult mai specific, deci tot procesul ăsta. Dar vă pot spune că, deci, din ce văd eu, cum se aplică procedura și practica, nu e chiar așa de diferit. Deci nu e așa de diferit. Eu văd că, de exemplu, văd că un procuror de la noi, din Procuratura Anticorupție, stă chiar acolo lângă dumneavoastră, da? Eu cu Petru vorbesc destul de des și eu înțeleg, deci, procedura care trebuie să o respectăm noi ca procurori când vrem să mergem la o percheziție, când vrem să prelungim un mandat de arest, de măsură preventivă de arest, și tot, în practică, e tot aceeași procedură care o respectam eu și ca procuror în Statele Unite. Deci, ca să vorbim despre exemplu de percheziție, da? În Statele Unite, dacă noi consideram ca procurori împreună cu ofițerii cu care noi lucram, era necesar să mergem la o percheziție, la cineva acasă, să căutăm niște documente sau nu știu ce, da? Ofițerul scrie un document, un fel, un demers, demersul îl citește procurorul, lucrăm împreună să-l facem să fie foarte bun după lege și după, cu asta mergi la judecător. Și nu mergi, deci nu e informal, eu totuși cred că e și în Statele Unite, tot așa ca aici. Deci demersul se depune la judecător. Deci în Statele Unite e într-un sistem electronic. Deci tu pui documentul, îl pui pe un website și judecătorul îl primește. După asta judecătorul îl citește, îl cheamă pe ofițer, dacă e necesar, să întrebe careva întrebări, dacă o citit documentul și nu înțeles, dar de ce vă trebuie să mergeți anume aici, sau de ce căutați anume așa fel de document. Deci judecătorul poate întreba niște întrebări și pe urmă, deci semnează, dacă nu-i de acord, spune că nu-s de acord, dar îl semnează și cu documentul ăsta semnat, ofițerii merg la percheziții. O semnează. Pur și simplu semnează documentul, deci documentul care e pregătit de... Dar în practică, pentru că noi, deci... În mod practic, așa e, deci, pentru că documentul care se depune, demersul care se depune, deja are toată informația asta. Cred că e o diferență de cultura încrederii, care probabil că este puțin mai mare în Statele Unite decât prin partea noastră de Europa. Cornel, ai și tu o părere despre asta? Am, deși întrebarea am provocat o senzație de deja vu. Într-o viață anterioară mi-am petrecut 2 ani jumate în Republica Moldova în calitate de expert anticorupție al Consiliului Europei și pe acea vreme primeam aceleași întrebări. Deși fața nu mă ajută, mai am încă 10 ani înaintea celor vremuri petrecute aici, când în România la fel, ne puneam aceleași întrebări. Ne uităm la filme americane, ne plac, dar sunt scurte pentru că așa sunt serialele. Și în Statele Unite, și în România, și în Republica Moldova, prezumția de nevinovăție există. Este sarcina noastră să dovedim contrariu. Și în Statele Unite, și în Republica Moldova, și în România, există principiul loialității, culegerii și construirii probatoriului. Și în Statele Unite, și în România, și în Republica Moldova, justiția trebuie să se înfăptuiască repede. Pentru că, și eu mă uit la filme americane, justice delayed is justice denied. Deci dacă avem aceste 3 repere, cred că putem să oprim televizorul și să ne uităm la faptul că există soluții, iar soluțiile sunt simple și sigur aplicarea celor soluții nu vor deschide subiecte de compatibilitate între common law și sistemul de drept continental. S-a
slavă Domnului, pe teritoriul Europei există suficiente jurisdicții care au întâlnit și fenomenul corupției, dar au întâlnit și procurori puternici, un sistem de justiție puternic și rapid. Dacă în toată situația pe care ați descris-o, undeva pe drum, începem să ne pierdem în amănunte și în termene lungi, s-ar putea ca acel lucru să fie o tehnicalitate care poate fi remediată. Soluțiile sunt simple, de cele mai multe ori la problemele acestea complicate. Repet, nu sunt obiectiv, dar particip și eu la discuție. Cred că soluția este un procuror puternic, cu un mandat foarte clar, specializat. Aici lucrul acesta este rezolvat de ceva timp, însă poate că și această specializare trebuie aprofundată, detaliată, astfel încât să fie foarte clar că un procuror în care se investește încredere, resursă și așteptări, are instrumentele pentru a-și face treaba. Cheia luptei cu corupția de obicei și în special cea la nivel înalt este existența unui sistem de parchet, de procuratură puternic. Deci eu cred că dacă e ceva de construit sau e ceva de verificat dacă există, că s-ar putea să fie un simplu checklist, să vedem. Avem un procuror șef independent puternic. Dacă răspunsurile sunt da, mergem la nivelul 2, are la dispoziție resurse și când spun resurse nu mă refer neapărat la bani. Mă refer la oameni pregătiți, instruiți, care la rândul lor să aibă instrumentele pentru a-și face treaba. Și înțelegerea că procurorul are în jurul lui structuri, echipe, suport. Deci echipe care lucrează cum spune procurorul, când spune procurorul și în limitele a ceea ce spune procurorul. E bună și democrația, dar procurorii sunt construiți în structuri ierarhice. În ierarhie, ordinul se execută. Cu condiția să fie legal, corect. Deci ingredientele cam astea ar fi. Un procuror puternic, o echipă puternică și resursele adecvate pentru ca acești oameni să-și facă treabă. După acest nivel, lucrurile devin detalii. Iar ceea ce v-am povestit e valabil și în România, și în Republica Moldova, și în Statele Unite. Nu știu dacă am răspuns la mulțumesc întrebare, frumos. Dar... mai am aici, mi-au făcut semn colegii, două întrebări. Daniel Mirăuță, judecător la Curtea de Apel Iași. Aș vrea să vă întreb în măsura în care sunteți la curent și mă gândesc că sunteți la curent cu povestea DNA-ului din România, dacă DNA, Direcția Națională Anticorupție din România, reprezintă un model de succes pentru dumneavoastră, pentru activitatea noastră, în condițiile în care în România e așa un fel de mixed feelings legat de toată activitatea acestei direcții, dacă credeți că au existat vulnerabilități pe care vă propuneți să le evitați prin comparație. Oricum, imaginea e aceeași de femeie puternică, de procuror puternic și vă felicit și vă urez mult succes în activitate. Bună ziua, numele meu este Natalia Ștefăniță, sunt avocat în București. Voiam să întreb, îmi adresez dumneavoastră în primul rând, cum apreciați societatea din Republica Moldova raportat la suflul nou pe care urmează să-l aduceți. Pentru că părinții mei locuiesc în Moldova și știu de la ei că sunt puțin răzvrătiți împotriva faptului că s-au întors atâția oameni plecați de mult de acasă și vin cu niște reguli pe care ei nu le știu prea bine cum să le aplice, pentru că știu ei mai bine, cei de aici care au rămas, cum stau lucrurile. Mulțumesc! Mai luăm o întrebare? Cred că răspund întâi și să nu le uităm pe rând. Păi de-aia am zis. Da, mai bine... Păstrăm astea două sau da, o luăm și a treia? Eu cred că astea două. Astea două, hai da. Să vedem. Deci cu întrebarea despre DNA. Deci săptămâna asta, cum s-a menționat, am fost la București luni și marți împreună cu domnul Rusu, directorul de la DNA, pentru o vizită să schimbăm, deci să avem niște discuții despre experiența din România, cu lupta împotriva corupției. Eu cred că, deci,
Procuratura anticorupție, dacă ne uităm la atribuțiile care le are, deci dacă ne, mai ales dacă ne uităm la legea din 2016 cu privire la procuraturile specializate, care încă nu a fost implementată, deci aveam o lege din 2016 care în mod practic nu a fost aplicată. De exemplu, legea spune că Procuratura anticorupție trebuie să aibă bugetul separat, trebuie să avem un sediu separat, o pagină web separată, deci noi lucrurile astea după lege ar trebui să le avem și nu le avem. Eu, dacă am implementat noi legea din 2016, eu cred că în mod practic Procuratura anticorupție ar funcționa ca DNA-ul din România. Asta cam presupune legea. Și eu cred, sunt de acord cu colegul, că dacă vrem noi ca Procuratura Anticorupție să aibă rezultate în lupta asta cu corupție, asta înseamnă că trebuie să avem suficiente instrumente de a produce așa rezultate. Deci fără instrumente, o persoană, eu ca o persoană nouă care vine din afară, nu pot face nimic dacă în instituția noastră și după legea nu avem flexibilitatea asta. Deci eu cred că noi, ca Procuratura Anticorupție, trebuie să avem ofițeri care pot ei să aibă capacitatea de a intercepta telefoane, de a face filaj, de a deci face alte lucruri. Eu cred că eu, ca șef acestei instituții, ar trebui să am un rol mai activ în selectarea persoanelor care lucrează în Procuratura Anticorupție. Deci toate lucrurile, un buget unde noi putem singuri să decidem, ne trebuie săptămâna, luna asta, mai multă hârtie, pentru că noi trebuie să trimitem foarte multe dosare în judecată. În momentul actual, asta e un exemplu, deci o problemă reală. Noi nu putem trimite un caz în judecată cu un, nu știu, acolo 41 de volume, pentru că ne s-a terminat hârtia și durează prea mult timp ca noi să mergem la Procuratura Generală, să solicităm că ne trebuie mai multă hârtie, acolo mai departe, deci lucrează. Deci, de mod practic, Procuratura Anticorupție nu poate face nimic, se blochează complet, dacă nu avem instrumentele care ne trebuie. Deci eu sunt convinsă că dacă noi vrem ca societate chiar să avem careva rezultate împotriva corupției și nu numai pur și simplu o față nouă, care să spunem că uite, am făcut ceva, că am pus o persoană nouă care merge și se întâlnește cu persoane, cu partenerii noștri externi. Dacă noi cu adevărat vrem să avem o luptă în țara asta cu corupția și cu marii corupți, asta înseamnă că noi trebuie să implementăm legea care deja a trecut, să devenim o instituție mai puternică și cu asta noi putem produce, deci să produce. Apropo de subiectul ăsta, știu de la un coleg procuror de aici, din Republica Moldova, că, bine, la nivel jos, că primește doar 100 de col de hârtie pe lună, iar dacă un dosar are 30 de pagini și el trebuie să depună în 3 exemplare, deja i s-a terminat cu un dosar cota de hârtie, dar el lucrează măcar 10 dosare pe o lună. Țin minte că a fost așa o problemă și în România. Cornel, în urmă cu vreo 10 ani, mai ai idee cum s-a rezolvat la noi? Să răspund cu altceva. În programul de management al actualului procuror general, domnia sa a simțit nevoia să solicite concizie, spirit analitic în formularea rechizitoriului, pentru că într-adevăr e foarte tentant să scrii mii de pagini când, până la urmă, lucrurile sunt simple. Ai o faptă, ai un făptuitor, ai elementele prin care probezi și prin care propui o pedeapsă. Deci s-ar putea aici să fie spiritul latin, nu știu pe ce să dau vina. Da, ne place să scriem mult și la rândul nostru acest fapt generează și hotărâri la fel de extinse. Deci poate că e o chestie și de management și de abordare a actului de trimitere în judecată și de finalizarea procesului printr-o hotărâre, însă revin la ce tocmai am spus mai devreme. Justiție și justiție penală fără resurse nu este justiție. Deci e clar că un procuror șef sau un președinte de instanță trebuie să se ocupe de cu totul alte lucruri. Nu de asigurarea condițiilor minimale pentru o secție de poliție.
Deci înseamnă că nu avem lucrurile puse în, în ordine. O să încerc să răspund tangent și colegului de la Iași. 20 de ani de DNA, încercați să faceți un efort de imaginație în care să aveți o lume alternativă 20 de ani fără DNA. Și s-ar putea ca jumătatea paharului să fie un pic mai plină spre partea în regulă. Știu, vrem mai mult, toți vrem mai mult. Și noi vrem mai mult. Dar e ok ca lucrurile bune să fie marcate că sunt lucruri bune pentru toată lumea. Repet, faceți acest efort de, de imaginație în care 20 de ani de DNA nu există. Mulțumesc. Și întrebarea Nataliei? Cred că asta a fost un răspuns despre, dacă înțeleg eu corect, ideea că cine sunt persoanele astea care nu au fost în Republica Moldova de așa mult timp, că au venit aici la noi să ne spună ce să facem mai departe. Cam asta, da? De acord, deci eu înțeleg de unde vine așa sentiment. Și eu pot să vă spun ce am spus și la CSP, deci candidam la poziția asta. Eu n-am venit în Republica Moldova să decid eu cum să schimb toate lucrurile. Deci eu am venit aici ca procuror șef a Procuraturii Anticorupție să lucrez cu persoanele care sunt pe loc în sistemul de justiție ca împreună să găsim ideile, deci cum să ne ajute să mergem mai departe. Eu sper că eu ce aduc e o perspectivă diferită și nouă. Pentru că persoanele care au trăit toată viața în Moldova, au învățat în Moldova și au practica numai în Republica Moldova, ei nu pot să se imagineze, cred că, cum ar putea fi altfel. Eu nu numai că pot să-mi imaginez, eu am lucrat în alt sistem unde lucrează lucrurile foarte diferit. Nu toate lucrurile din Statele Unite pot fi aplicate aici în Moldova, dar eu am o experiență unde pot să spun, uite, în Statele Unite așa se făcea. Eu, opinia mea e că sunt niște lucruri bune dacă încercăm și așa aici. Ce credeți? Ar funcționa în Moldova dacă facem asta? Eu am așa fel de discuție în fiecare zi cu adjuncții mei și cu procurorii. De multe ori când eu spun, dacă am face noi așa, e posibil? Nu ar funcționa în Moldova. Pe urmă, după careva discuții, ajungem câteodată că spunem că hai să încercăm, hai să vedem. Deci eu cred că cu asta am venit. Eu am venit cu o perspectivă nouă, dar să fie foarte clar. Deci n-am venit eu să spun la toată lumea ce să facă. Eu am venit să aduc o perspectivă, dar noi împreună să lucrăm, să vedem cum putem schimba lucrurile. Eu, opinia mea personală, e că noi, în sistemul de justiție în Moldova, trebuie să schimbăm lucrurile radical. Deci noi am văzut foarte bine că în ultimii 30 de ani, eforturile care au fost depuse până acum, nu au avut rezultatele care noi, ca societate, merităm și le vrem. Eu cred că noi trebuie să schimbăm lucrurile destul de radical. Și eu am venit cu niște idei destul de radicale. Dar o să lucrez împreună cu alte persoane, inclusiv nu numai din Procuratura Anticorupție. Clar că Procuratura Generală, colegii noștri de la CNA. Eu aș vrea să avem discuții și cu judecători. Deci eu chiar mi-ar plăcea să aud și perspectiva judecătorilor. Jurnaliștilor, eu cred că și ei au un rol foarte important. Deci eu vreau noi împreună să ajungem la careva rezultate, deci să discutăm ideile astea, să vedem care dintre ele ar putea fi aplicate în Republica Moldova, să ne ajute să schimbăm ceva. Dar eu personal, opinia mea, e că schimbările care noi trebuie să le facem nu sunt așa mici. Deci schimb competența de la 5.000 la 10.000. Nu, eu cred că nouă ne trebuie niște schimbări radicale ca noi să avem careva rezultate. Asta e opinia mea personală. Mulțumesc tare mult și cred că aici radical înseamnă care merge la rădăcină, nu extremist. Ceea ce cred că e important de accentuat, subliniat. Eliza.
Mă bucur că ați vorbit de schimbare mai devreme, pentru că întrebarea mea, chiar dacă e mai mult administrativă, se leagă foarte mult de ideea aceasta. Și pentru ambii invitați, pentru că mi se pare interesantă abordarea diferită, mă rog, cu diferențele de rigoare, cum vedeți birocrația și, în general, procedurile poate prea complexe, prea de durată, chiar și interne din cadrul instituțiilor pe care le coordonați? Deoarece cred că toți am avut de luptă cu această problemă la un moment dat și care este viziunea dumneavoastră în legătură cu clarificarea ei? Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc, cam în direcția asta băteam și eu cu prima mea întrebare, când v-am întrebat ceva enervat. Mai e vreo întrebare? Vasile, și după aia mergem în partea cealaltă la... Da, mulțumesc. Vasile Gherasim, consilier juridic aici Chișinău. Anterior ați spus de schimbări radicale. Dacă ne puteți să dați ceva exemplu, la ce vă gândiți? Nu știu, din start m-am gândit, nu știu, poate jurați în Moldova sau îmbunătățirea plea bargaining sau ceva care din sistemul american. Mulțumesc. Aia cu jurații, nu. Da, să fie, eu cred, asta ar fi chiar prea, eu cred că prea drastic așa o schimbare. Și deci vă pot spune din propria mea experiență ca procuror că nu știu dacă jurați întotdeauna e o soluție bună. Câteodată noi avem jurați care ajung la un rezultat unde nu înțelegi deloc deci s-a ajuns la așa rezultat. Dar un lucru care mi-e place despre sistemul cu jurații, care eu vreau noi să implementăm asta și în Republica Moldova. Deci eu ca procuror, când lucram la un caz, putea să fie un caz foarte, foarte complex acolo. Deci o investigație de corupție de 4 ani, deci am avut una așa recent. Investigația noastră a fost 4 ani de zile și era despre niște reguli, legi din orașul Los Angeles, foarte, foarte complicat. Dar când am ajuns la etapa de judecată, noi ca procurori, ca în echipa noastră, trebuia să ne gândim cum o să explicăm noi cazul ăsta la 12 persoane care noi nu avem idee cine o să fie persoana asta. Poate să fie o persoană care e un profesor și înțelege de ce poți vorbi cu el ca un profesor. Poate să fie un șofer, deci poate să fie un student de 18 ani. Deci nu știi la ce să te pregătești. Asta înseamnă că trebuie să gândești cum poți demonstra cazul la un grup de persoane care nu sunt neapărat experți în domeniul de justiție sau în alt domeniu despre care are cazul ăsta. Și eu cred că noi toți, ca procurori, facem un lucru foarte bun dacă ne-am gândit în așa mod, chiar și aici. Chiar și dacă audiența noastră nu sunt jurați, sunt judecători, totuși eu cred că rolul nostru ca procurori e să explicăm ce vrem noi și ce probe avem noi în mod mai simplu, ca să fie foarte ușor de înțeles pentru public, dar și pentru judecători, pentru că judecătorii sunt foarte ocupați, au foarte, foarte multe cazuri. Deci eu sper noi să ajungem la așa nivel și în Moldova. Dar un exemplu care l-ați menționat, care eu cred că ar avea un impact destul de drastic, sau deci da, nu radical în sensul negativ, e plea bargaining, chiar deci, ce ați menționat. Acord de recunoaștere a vinovăției, da? Deci există în Republica Moldova, e prevăzut în cod, dar în mod practic nu se aplică deloc. Eu cred că asta e o mare, deci e o șansă, unde, deci dacă am avea noi așa instrument, eu cred că am avea rezultate cu mult mai bune. Și eu cred că, eu sper să reușim să implementăm niște modificări în lege unde să aibă sens opțiunea asta, ca o persoană să poată recunoaște vinovăția și să știe ce fel de pedeapsă urmează să primească. Deci ca să-și poată face așa o decizie și să avem noi flexibilitatea asta, pentru că dacă oferi așa opțiune la persoanele care comit o infracțiune și ei sunt doar o bucată mică dintr-o piramidă cu mult mai mare, poți să le dai un motiv, deci să te ajute să coopereze ca să ajungi la vârf. Deci asta e scopul nostru, să ajungem la corupția mare, nu la ăștia mici. Dacă am avea așa instrument, eu cred că ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Deci asta e un exemplu. Da,
iarăși prea multe momente de astea de deja vu. Întrebările sunt frecvent adresate și în România și o să dau un răspuns răutăcios, în special pentru România și pentru Republica Moldova. Am avut în ultimii 60 de ani curți cu jurați, se numeau asesori populari, sunteți siguri că sunt soluția? Pe sentimentul ăsta generalizat de respingere, sper eu, a fenomenului de corupție de tip enervant, vamă, ghișeu, suprapus peste sentimentul visceral de respingere pe care îl sper că îl regăsim privire la o veritabilă impunitate a celor de la nivel înalt. Cred că trebuie să balansăm un pic și probabil că radical ar fi prioritizare și concentrare pe ceea ce stârnește sentimentul mai grav. Ghișeul va exista probabil în Republica Moldova și în România mult timp. Pentru că probabil că vine cu teritoriul. Da. Dar sentimentul de impunitate mi se pare mult mai grav și probabil că acolo trebuie acționat. De aceea soluțiile acestea de tip specializare, resurse, task force, mandat clar și putere. Da, fără putere, nu. Fără putere, nu știam că din 2016 legea aceea nu a cunoscut implementarea. E un semn de lipsă de putere. Legea de procuraturii specializate. Mulțumesc foarte mult. Avem aici două întrebări la Ciprian și la Valeriu. Apoi știu că s-au înscris deja în partea cealaltă Eugen și Tudor. Doamnelor, voi nu... Poftim? Elizei. Cu birocrația. Vă răspund eu. Poate luam câte una odată. Mă scuzați, am intrat în prima întrebare. Da, birocrația asta cred că din prima zi când am ajuns la Chișinău în funcție, eu chiar am fost un pic șocată despre ce înseamnă, deci cum funcționează birocrația. Da? Faptul că, uite, când vine un document la noi, la procuratură, vine la șef, eu mă uit cine e procurorul pe caz. Deci un procuror, de exemplu, a solicitat niște informații. Da, o trimis undeva informații. Și vine informația înapoi care a solicitat-o procurorul. Ea vine la șef sau la adjunct. Adjunctul ia o bucată de hârtie așa mică, o viză și scrie pe dânsa: domnului Ion Munteanu, spre examinare, data de 14 octombrie, semnătură. Deci eu trebuie să fac asta pentru fiecare document care ajunge la noi. Ieri am rămas fără adjunct la Chișinău, pentru că domnul Ion Munteanu a fost promovat ca procuror interimar și avem doi alți adjuncți care au fost acum în Statele Unite în programul Open World pentru procurori. Și am rămas eu singură la Chișinău fără adjunct. Asta înseamnă că pe o zi o trebuie eu să fac personal toate lucrurile astea. Deci eu cred că, nu știu, de vreo 70 de ori o trebuie eu să semnez așa o bucată de hârtie, să o conectăm la document și să meargă mai departe. Asta e, deci, o justiție, deci nouă ne trebuie așa sistem să controlăm fiecare mișcare care face un procuror. Deci dacă un procuror din Procuratura Anticorupție a solicitat careva document și a venit răspuns, eu nu văd de ce eu trebuie să știu despre asta, deci eu trebuie să-i scriu eu o indicație ce să facă mai departe. Deci nu știu dacă să reușesc să schimbăm noi asta, dacă aș fi o persoană care de mâine poate să spună că noi nu mai funcționăm așa, eu aș face-o. Asta e părerea mea personală. Deocamdată mai lucrăm așa mai departe. Dar asta e un exemplu de birocrație care, eu cred că dacă am măsurat noi, deci câte ore pe zi se pierd pe așa fel de lucru în loc să lucrăm pe cazuri concrete, eu cred că numărul de ore ar fi foarte, foarte mare. Deci eu sper să ajungem cumva la o soluție unde să nu trebuiască ne ocupăm cu așa fel de lucruri birocratice care nu văd că în momentul de azi sunt foarte utile. Deci nu știu când s-a început, de ce, dar vă pot spune că din perspectiva de o instituție care trebuie să funcționeze, să lucreze mai departe, nu ne ajută deloc procesul ăsta. Să vă răspund și eu la întrebarea aceasta și sper să vă surprind nu neapărat neplăcut. Agenția pe care o conduc are un avantaj extraordinar. Este o instituție nouă și este o instituție atipică pentru întreaga administrație din România.
este o instituție construită pe modele de eficiență. Și am avut șansa colosală de a putea alege. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este un hibrid, pentru că se poartă hibridul, între tot ceea ce înseamnă expertiza colegilor din Statele Unite, da, ne uităm la filme și noi, experiența colegilor din Olanda, care în viziunea mea sunt un exemplu de pragmatism și de eficiență, și experiența colegilor din Franța, care a fost singurul sistem digerabil și asimilat de sistemul judiciar din România. Pur și simplu, timp de un an de zile, când am pus pe picioare această instituție, am testat și am adus modele, soluții pentru a vedea cum reacționează sistemul judiciar. De pomană aduce o instituție de pe o altă planetă, pentru că ea va trebui să funcționeze aici. Și am testat acest lucru, însă am făcut acest melanj între cele trei modele. Avem în momentul de față o structură multidisciplinară, total atipică, pentru că instituțiile în România sunt făcute tu bați cuie, tu tai lemne, tu... Nu. Noi avem o abordare multidisciplinară, pentru că subiectul nostru, poate ajungem și la el, este multidisciplinar. Avem în momentul de față juriști foarte buni, sunt extrem de mândru că am în echipa mea foarte curând și un procuror și un judecător, unul dintre ei chiar membru din comunitatea voastră, avocați de penal, de civil, din top 5 firme din România, experți în asigurări, foști conducători de bancă, și la aceștia se adaugă stafful normal, economiști, finanțiști, fiscaliști și așa mai departe. Așa ceva nu găsiți în instituția românească. Dar fiind o structură specializată, comisiune foarte clară, n-ai cum să aștepți rezultate decât cu aceste ingrediente. Tot atipic, suntem construiți pe niște principii neutilizate foarte mult în administrație. Costul minim, eficiență maximă. Noi ne ocupăm de bani. Ori banii nu se fac consumând excesiv resurse. Și trebuie să fim pragmatici. Și vă dau un exemplu de faptul că se poate și pe aici, prin zona aceasta. Ne-a lovit pe toți pandemia în 2019. În acea perioadă, 20, în acea perioadă din martie, când a fost declarată și stare de urgență și așa mai departe, toate actele și acțiunile de executare silită au fost blocate. Executori judecătorești, executori fiscali, executori de la nivel de primărie. Singura entitate publică din România care s-a apucat de treabă în 3 luni de zile a fost această agenție cu 40 de oameni, care a înțeles în câteva săptămâni că trebuie să schimbăm abordarea birocratică, am externalizat toate procedurile de valorificare în online și de atunci vindem totul online. Cu o eficiență ciudată pe care nu vă pot explica, 110% față de raportul de evaluare. Deci se poate. Dar se poate atunci când ești specializat, când ai putere și puterea vine și cu o libertate de a spune vreau întâi asta și pe urmă asta. Deci îmi pare rău dacă răspunsul n-a fost unul neplăcut. Mulțumesc frumos! Ciprian Burlacu, magistrat asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Am două întrebări pentru doamna procuror. Prima, ne-ați povestit despre experiența pe care ați avut-o la Vama din Republica Moldova. Vreau să vă întreb dacă puteți să ne spuneți ceva și despre experiența pe care o aveați la Vama dinspre România sau dacă acolo nu ați avut nicio problemă, dar chiar sunt pe bune curios de sub acest aspect. Și o a doua întrebare, ați spus dumneavoastră că simțiți, ați luat pulsul societății din Republica Moldova și simțiți că oamenii s-au săturat și nu mai sunt dispuși să accepte și să dea bani sau, mă rog, alte foloase celor care au putere și care solicită. Dar credeți dumneavoastră, așa, din scurtul timp pe care l-ați petrecut aici, că cei din societate, moldovenii din Republica Moldova, sunt pregătiți și dispuși să nu mai ofere ca să primească facilități sau motivele care de obicei îi conduc pe această cale?
Mulțumesc. Da, da, puteam să nu uit întrebarea. E bună întrebarea asta cu România. Nu țin minte dacă vama era România sau numai Moldova. Da, da, da. Sigur, treceam pe acolo, dar eu, în memoria mea de copil, nu țin minte dacă și în România. Da, da. Întrebarea asta despre dacă persoanele din societatea noastră sunt gata să nu mai dai minte, da? Eu pot așa, deci din experiența care am avut-o în Statele Unite, unde corupția tot e o problemă, nu cred că la același nivel ca în Moldova. Dar deci, de ce e așa de complicat să investighezi corupția? Pentru că persoana care plătește mita și persoana care ia mita, deci tranzacția asta, dacă te uiți numai la tranzacția asta, îi convine la ambii, da? Deci, cazul la care lucram eu, să vă dau un exemplu, erau niște locale, deci în Los Angeles, ca să ai un local care vinde băutură alcoolică, trebuia să ai o licență. Și erau niște persoane de la birou care se ocupa cu licențele astea, care solicitau mită pentru asta. Spuneau că dacă nu-mi dai mie $5,000, eu, în capacitatea mea ca persoană cu autoritate, o să vin și o să-ți fac control la business-ul tău și o să-l închid. Deci o să pierzi foarte mulți bani. Dacă eu fac asta, tu, dacă într-o seară, dacă închizi barul 2-3 nopți, o să pierzi $30,000. Mai degrabă îmi plătești 1.500 ca să nu pierzi tu 30.000. Dacă ne uităm la exemplu ăsta, proprietarul la bar, e mai convenabil să plătească $3,000 să nu îi se întâmple așa ceva. Și deci e bucuros și persoana care lucrează la biroul ăsta și persoana care plătește mită. Asta dacă ne uităm la un caz, da? Dar eu cred că ce s-a întâmplat în Moldova și ce se întâmplă și în Statele Unite câteodată, e persoana care tot vrea mită, vine iar la tine și iar îți solicită. Și data viitoare îți solicită și mai mult. Și tot, deci dacă ne uităm pe termen mai lung, dacă persoanele în poziție de autoritate abuză lucrul ăsta până la așa un moment că persoana deci, nici nu mai poate da, atunci oamenii din societate ajung la limită. Și eu cred că în Moldova de mult s-a ajuns la limită. Deci eu am, deci persoanele cu care am vorbit eu personal, îmi spun că de la mine, de la familia mea, mi s-a solicitat să plătesc o mită la judecători. Și nu știu dacă au plătit direct la judecător sau la o persoană care a spus că deci ei reprezintă judecătorul, da? Și s-a cerut 5.000, pe urmă încă 5.000 și când a ajuns a treia sumă de 5.000, în realitate familia nu avea posibilitatea de a o plăti. Dar dacă rămânea la 5.000 erau... Da! Da! Da, pentru că au ajuns sumele sunt așa de mari acum sau în istoria mai recentă, că sunt multe persoane care pur și simplu văd că dacă plătești odată, nu se termine. Și dar atunci ei o să facă calculul că, uite, nu-i dai odată una mică și ai scăpat. O să vină încă o dată și a treia și a patra oară. Și eu cred că acum sunt oameni care deja sunt motivați să vină să ne spună nouă despre lucrurile astea pentru că au ajuns la limită. Eu asta am văzut exemple și eu cred că noi, deci sarcina noastră acum, când vin așa oameni și ne spun despre asta, să luăm așa caz, să-l investigăm cu toate instrumentele care le avem noi, să-l trimitem în judecată și să ajungem la careva sentință care cu adevărat au niște pedepse, unde oamenii să înțeleagă că dacă fac lucrul ăsta, o să urmează să fie trimis la închisoare. Deci asta, eu sper că noi cu asta, cu încetul, cu încetul, o să putem arăta că asta e consecința dacă faci lucrul ăsta. Până acum, eu cred că foarte multe persoane au operat cu impunitate în țara asta, când e vorba despre corupție. Bună ziua! Mă numesc Valeriu Cernei, sunt avocat din Chișinău. Doamna Drăgălin, în asta ați dat exemplu despre cum uneori dați o propunere și cineva din colegi poate spune că asta nu ar merge în Republica Moldova.
Probabil dat fiind faptul că sunteți persoană nouă pentru sistemul de justiție de aici, unii colegi care cred că știu mai bine cum trebuie să fie în Moldova, într-adevăr, vă sfătuie, vă consiliază în anumite aspecte. Și uneori, poate, din considerente cu oamenii ăștia nu vor schimbarea sau le este comod ceea ce se întâmplă acum. Ar putea să vă dea niște sfaturi care nu neapărat sunt corecte sau poate informația nu neapărat este tocmai, nu corespunde cu realitatea. Întrebarea este cum încercați să vă, poate să vă protejați de așa gen de sfaturi sau cum încercați să filtrați consilierea care vine de la persoanele din Republica Moldova, care evident că aveți nevoie de anumită informație, dat fiind faptul că sunteți o persoană nouă pentru sistemul de aici. Mersi. Și evident că ar fi interesant să văd și prin metodă comparată și în România, poate dacă a existat așa gen de probleme. Mersi. A existat și în România o situație de felul ăsta? Adică cel puțin una cunosc eu. Da, deci eu cred că noi ca juriști, deci inclusiv avocați, procurori și judecători, noi știm că dacă vrem să ajungem la adevărul, trebuie deci, să ai probe pentru asta, da? Deci niciodată nu poți să te bazezi pe cuvântul la unui ou la o persoană. Eu asta ca experiența mea, deci am lucrat ca avocat 5 ani și după asta ca procuror 5 ani. Eu cred că eu știu destul de bine cum să ajung la adevăr. Și asta înseamnă că nu iei cuvântul la o persoană. Deci asculți perspectiva la mai multe persoane, separat, eu cam asta. Deci facem asta ca și în cazurile noastre, dacă n-ai martori, da? Nu spui, ok, mi-a spus o persoană că eu am văzut, uite, persoana asta a omorât persoana aceea. Cuvântul la o singură persoană nu e suficient. Întrebi și alte persoane și vezi, au spus 5 persoane același lucru? Dar stai un pic, astea 5 persoane au ceva în comun unde ar putea toți 5 să fie de acord să-mi spună mie un mesaj sau vin din mai multe părți unde eu pot să am încredere că, uite, vine același mesaj și de acolo, și de acolo, și de acolo. Cam asta e procesul care îl folosesc eu ca procuror șef, care deci eu cred că noi toți ca oameni în viața noastră că trebuie să facem lucrurile astea destul de des. Deci când vrei să ajungi la adevărul, te consulți cu mai multe persoane, te uiți unde sunt lucruri care sunt comune, unde sunt diferite și ajungi cu asta la, eu sper că la adevăr și la soluția care trebuie. Cornel? Cazul la care te referai tu? Nu, nici eu. N-am atribuții de moderator aici. Nu, cred că răspunsul dat de doamna procuror șef este acoperitor. Dacă prezența pe o poziție de leadership într-o instituție este generată prin sfaturi, prin influențe și aduceri, neaduceri din stânga și din dreapta, probabil că și calitatea sfătuitorilor este corespunzătoare. Atunci când o poziție de conducere este ocupată de către o persoană care trebuie să se afle pe acea poziție pentru că o merită, lucrurile sunt simple. Nu ne apucăm să facem operație pe creier. Până la urmă, dreptul există de câteva mii de ani pe planetă. Și are niște principii, are niște reguli clare. Și repet, dacă ești la locul potrivit, vei ști să faci o selecție foarte bună. Aș fi mai relaxat din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc, avem în ordine Eugen, Tudor și apoi Dan. Mersi. Eugen Rusu, director general Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Nu sunt tare versat în domeniul penal, dar sunt cauze în care toate părțile implicate cunosc că învinuitul este totuși greșit sau ar trebui să stea la răcoare. De regulă, aceste cazuri sunt de rezonanță și în examinarea acestor cauze planează o frică. Pe de o parte, frica ca învinuitul sau judecătorul să nu facă nicio greșeală și pe de altă parte ca judecătorul să facă o greșeală pe aspecte de procedură. Considerați dumneavoastră rezonabil ca din punct de vedere procedural cineva să scape de răcoare sau cum ar fi din perspectiva dumneavoastră și cum se aplică în Statele Unite? Ca să
Să precizez că am înțeles întrebarea corectă. Deci, în sistemul nostru de justiție, dacă se încalcă unele drepturi a învinuitului, e posibil că învinuitul să meargă om liber mai departe. Da? Deci asta ar fi cam... Deci, ce cred eu despre asta, da? Vă pot spune de ce am învățat eu la școala de drept în Statele Unite, principiul care îl aplic eu, l-am aplicat eu în fiecare zi ca avocat și ca procuror, e că e mai important să respectăm legea decât rezultatul. Pentru că când vorbim despre rule of law, deci un stat de drept, e mai important că toate persoanele din sistemul de justiție, inclusiv procurorii, ofițerii și judecătorii, să respecte legea, măcar dacă asta ar aduce că un om care a omorât pe alt om o să meargă liber. Deci asta e mai important decât rezultatul. Și eu sunt ferm în opinia asta. Pe mine nimeni în Republica Moldova nu o să mă convingă că asta nu e corect. Eu cred că toată lumea se respectă principiul ăsta. Noi, procurorii, trebuie să ne ținem la un standard înalt, întotdeauna să operăm după lege, corect, și dacă asta înseamnă că unul din cei mai corupți oameni din țara noastră o să fie liber, asta e efectul când aplici legea în mod corect. Deci noi avem obligația întotdeauna să respectăm legea și rezultatul e mai puțin important, pentru că noi trebuie să trăim într-o țară unde toți știu că se respecte legea. Deci noi asta vrem până la sfârșit. Câteodată, când aplici legea, nu ajungi la rezultatul care îți place. Dar dacă vrem să trăim într-o societate civilizată, democratică, noi trebuie să respectăm legea, chiar și dacă nu ne place rezultatul. Cornel, tu la bază ești tot procuror. Înainte de a ajunge să lucrezi în... așa ai învățat și tu la școală, bănuiesc, nu? Mă gândeam, dar pe urmă să râdă colegii de noi că vorbim de drept roman la întâlnirea noastră. Dar exact ce a povestit doamna procuror șef. Avem o vorbă de genul acesta. Decât un nevinovat la închisoare, mai bine 10 liberi. Chiar dacă-s vinovați. Justiția cu încălcarea legii devine injustiție. Și s-ar putea pe termen scurs să ne dea ceva satisfacție, dar tot injustiție rămâne. Descrierea dumneavoastră mi este cunoscută, o cunoaștem și noi. Revin la sentimentul de impunitate. Da, vezi cu ochii tăi, știi, dar nu poți proba. Justiția se face pe probe și e bine că se face pe probe. Se face pe probe cu lese loial, cu respectarea tuturor drepturilor, cu tuturor garanțiilor. Dar e justiție. E posibil ca în dezvoltarea acestui sentiment de impunitate pentru persoana XYZ să fie un amalgam de cauze. Nimeni n-a sesizat, nimeni n-a oferit mandat clar unui procuror să acționeze, nu i-a oferit infrastructura, nu i-a dat hârtia, nu i-a dat, nu știu. Știu că poate suna cinic, dar nu îndrepți o incompetență sau o lipsă de diligență săvârșind un alt abuz. Mulțumesc. Tudor, Dan și Natalia, și cred că asta o să fie ultima întrebare de la Natalia. Bună ziua, Tudor Burlacu, consilier juridic. Am ascultat cu interes povestea dumneavoastră cu Vameșu și i-ați spus că avem nevoie ca oamenii, după ce au astfel de experiențe, să vină la noi să ne zică. Și adevărul e, cred că prima dată se duce la poliții sau, în fine, poate să ajungă și la procuror. Și în mintea mea întotdeauna a fost acest lanț, aceste trei verigi, care trebuie să se alinieze perfect din punctul meu de vedere, pentru că dacă o verigă e mai slabă, rezultatul poate fi diametral opus. Și atunci avem nevoie de niște polițiști judiciari foarte bine pregătiți și onești și cu valori, la fel și procurorii care în parchetul anticorupție probabil îi aveți sub dumneavoastră sau sunt în curtea dumneavoastră și acolo poate e mai ușor să găsim astfel de procurori.
și mai departe totul ajunge la judecător și la fel ne menționat acel caz mai puțin real sau mai mult real, mai real, mai mult sau mai puțin adevărat, că s-au cerut 5.000 de euro pentru a ajunge la judecător. Și atunci mă gândeam și, bine, în România mi-e mai mult sau mai puțin cunoscut acest subiect, dar în Republica Moldova eram curios să aflu cum e această situație și dacă mai întâi sau există vreo prioritizare în sensul de a vedea mai întâi ce se întâmplă cu aceste trei verigi și apoi să îndemnăm cetățeanul să vină, pentru că dacă el degeaba vine dacă una din aceste trei instituții nu își face corespunzător treaba cu intenție sau din culpă, că nu strânge polițistul toate probele, că poate n-a avut chef, i-a fost lene, nu neapărat că ar fi primit mită. Și atunci vreau un pic să aflu de-a noastră relația dintre procurori, polițiști, judecători și cum arată aceste trei verigi la acest moment. Mulțumesc! Vă pot spune că la noi, Procuratura Anticorupție, deci noi oferim posibilitatea acestor cetățenilor să ne sesizeze pe noi direct. Asta înseamnă că nu-ți trebuie una dintre verigi. Deci am ajuns numai la două, da? Și noi lucrăm acum cu echipa din instituția noastră să ne gândim cum să asigurăm oamenii să aibă încredere că dacă depun careva plângere, o să ajungă unde trebuie. Pentru că, de exemplu, dacă tu ești un cetățean și vrei de la tine să solicitate o mită pentru un procuror, tu te gândești, cum pot eu să mă duc la procuratură să spun că de la mine un procuror o solicitat o mită? Eu înțeleg asta, deci eu înțeleg. Deci cum să ai încredere? Noi lucrăm acum la o soluție pentru asta, eu cred că o să ajungem la o soluție, unde putem asigura oamenii că avem un proces intern la noi să primim așa fel de sesizări, să fie nu numai o persoană responsabilă de plângerea care au venit, dar să existe un control în instituția noastră, unde au mai multe persoane responsabilitatea de a răspunde, atunci ai grijă că, uite, dacă din grupul ăsta dacă ajunge așa plângere la un procuror corupt, s-a terminat. Dar dacă ajunge la un procuror corupt, care mai departe totuși trebuie să meargă pentru un proces unde mai sunt încă 5 oameni, înseamnă că nu o să reușească un procuror corupt să strice cazul ăsta. Deci noi lucrăm la un metodă de a asigura că din sistemul nostru intern o să putem asigura cetățenii că dacă ajunge așa fel de plângere la noi, noi o să auzim, o să luăm pași să investigăm și să ajungem la un rezultat bun. Asta seamănă cu principiul celor patru ochi din controlul managerial, auditul intern. Da, așa, asta ar fi ideea. Și următorul, noi ca procurori cu ofițeri care există în Procuratura Anticorupție, deci dacă în Procuratura Corupției noi avem ofițeri detașați, deci noi avem deja poliția, ofițerii la noi în instituție. Deci tot lucru care ar trebui, deci este în instituția noastră. Noi facem lucru, construim, deci acumulăm toate probele și urmează treapta de a trimite în judecată. Pentru mine, soluția de mai departe ce se întâmplă în judecată, e să fim transparenți despre despre sistemul de justiție. Deci noi, procuratura, să anunțăm când trimitem un caz în judecată, ca publicul să știe lucrul ăsta, să oferim oamenilor posibilitatea de a veni la ședință, să vadă ce se întâmplă mai departe când ajunge așa caz pe masa judecătorului. Și să urmea, deci jurnaliștii și publicul să vadă ce se întâmplă mai departe, pentru că așa scrie în Constituția noastră, că trebuie să fie un proces deschis. Eu nu cred că un judecător corupt ar putea cumva face ceva pe ascunsă, dacă noi cu ochii societății am stat și ne-am uitat mai departe ce se întâmplă în așa caz. Eu cred că asta o să fie soluția. Sper. Vom vedea. Cornel, ai... Nu, că ne mai trebuie încă o zi. Nu este, cred, drept să aplicăm toată presiunea pe structura specializată. Scot de la sertar teoriile mai vechi. Orice dosar nou de corupție este, în primul rând, un eșec de management al unui lider de instituție. Trebuie să ne gândim un pic că s-a ieșuat pe parcurs până să ajungi la nivelul
la care ai deja un posibil dosar penal care trebuie să ajungă pe masa unui procuror. Deci temele cred că trebuie făcute și în altă parte, nu numai la procuratură, pentru că dacă așteptăm ca procuratura să rezolve toate problemele dintr-o țară, s-ar putea să avem așteptări un pic prea exagerate. Vine teoria, cine controlează pe controlor și așa mai departe. Haide să înceapă cineva să controleze. Și pe urmă, sigur, se vor găsi echilibre, se vor găsi remedii pentru a gestiona și un potențial abuz. Unde e putere, există și abuz categoric. Sau există riscul abuzului. Dar aș începe de undeva, că poate în felul ăsta ajungem și la subiectul nostru. Când vor avea condițiile să-și identifice inculpații, să administreze probatoriu cu respectarea tuturor drepturilor omului, să obțină o condamnare în instanță. După aceea va veni întrebarea, este și cu executare în penitenciar? Este și cu executare în penitenciar și pe urmă să întrebați ce ne-au întrebat și pe noi colegii din România, unde-s banii? Și s-ar putea să ne dăm seama că atunci când îi făceam dosar de urmărire penală, trebuia să căutăm și cam pe unde s-a dus produsul infracțiunii și nu prejudiciul. Că prejudiciul e întotdeauna minus și ăla e ușor cuantificabil. Deci ca să complic un pic lucrurile, infracțiunea de corupție este o infracțiune gravă, dar nu este singura și din păcate cei de care vorbim, se pare destul de des și aici, ca și în România, nu fac asta pentru că n-au altceva de făcut. Fac asta pentru că este o afacere, pentru că este un business din care dânsi urmăresc, la fel ca orice alt business, profit. Or, profitul se vede, profitul se deplasează, se simulează, se disimulează, se încadrează pe urmă în afaceri legitime. Raport recent în care sublinia exact acest lucru. Crimelor mari deosebite, inclusiv corupția, folosesc toate palierele pentru a se legitima și pentru a parazita afacerile legitime. Motiv pentru care viața noastră e un pic și mai complicată, trebuie întotdeauna să avem în minte modelul de business urmărit de infractor, care, repet, nu săvârșește infracțiuni doar pentru a ne face nouă rău. De cele mai multe ori săvârșește infracțiuni pentru a se îmbogăți. Motiv pentru care, la rândul nostru, trebuie să ne dezvoltăm industria proprie și instituția pe care o reprezint face parte dintr-o astfel de industrie, de a identifica, căuta, găsi, veni la procuror, pentru că, repet, actorul principal este procurorul, dar singur procurorul nu poate să le rezolve pe toate. Vii la procuror, propui măsura asigurătorie, pui măsura asigurătorie azi, nu peste 10 ani, și atunci s-ar putea să te apropie un pic de obiectivul justiției penale, care este repararea prejudiciului adus și colectivului societății, dar și victimei, persoana care a fost vizată de săvârșirea infracțiunii. Deci lucrurile sunt, din păcate, și mai complicate decât par și faptul că n-am discutat despre subiect înseamnă probabil că nu suntem încă acolo. Dar scopul meu în viață e ăsta, să zic că e și subiectul ăsta important, pentru că riscăm altfel peste 10 ani să vorbim iarăși unde-s banii. Eu aș întreba de azi și nu aș întreba, aș și acționa, pentru că am trecut prin povestea asta acum 10 ani. Au început să se pun aceste întrebări și, din păcate, de-abia de acum 10 ani am început să ne ocupăm de subiectul acesta. Stomacul meu îmi spune că Natalia o să întrebe despre recuperarea bunurilor infracționale, dar până atunci îl avem pe Dan. Bună ziua, eu sunt Dan, avocat, specializat în dreptul afacerilor, dreptul corporativ. De asta întrebarea o să fie un pic în alte direcții. O să vă invit un pic la creativitate sau să vizionăm. Dar în primul rând mulțumesc domnul Călănescu, doamna Drăgălin, că discutați cu noi, ați acceptat invitația. Doamna Drăgălin, îmi mulțumesc aparte pentru că a revenit în Moldova. Eu am învățat pisticotare, am văzut cum se face justiție în dreptul continental, în Canada, și înțeleg foarte mult diferențele la care v-ați expus. Noi suntem bucuroși că ați venit. Deja avem speranță mare, dar în primul rând suntem bucuroși. Fiind specializat în domeniul comercial, eu aș vrea să vă întreb cum vedeți rolul business-ului, al mediului de afaceri,
în raport cu instituția pe care o conduceți, ce ar trebui să facă business-ul ca instituția dumneavoastră să lucreze și invers, ce ar face dumneavoastră pentru ca business-ul să lucreze. Și doi, pentru că sunteți un conducător a unei instituții, bănuiesc că abilitățile de management sunt la fel, poate și mai mult, mai importante decât cunoștințele legii în Republica Moldova. Iarăși, vizionând, sau la sfârșit de mandat, cum vedeți instituția pe care o conduceți? Care sunt indicatorii de care vă conduceți? De exemplu, o casă, da? Are un acoperiș bun, are pereți buni, are ferestre frumoase. Cum vedeți instituția dumneavoastră încadrând-o în indicatori? De exemplu, atâția oameni la închisoare sau nu știu cum vedeți dumneavoastră, pentru că eu nu sunt conducătorul instituției, dar mă gândesc că poate ați mers în așa exercițiu de imaginație. Deci două. Primul, business-ul. Doi, viziunea. Da. Cu întrebarea despre business. Deci, iarăși revin la discuțiile cu care le-am avut eu direct cu cetățeni care au avut încredere în mine să-mi spună mie povestile lor. Ca exemplu, deci una dintre persoanele care am discutat e o persoană de afacere care are afacere în business în Moldova. Și mi-a explicat cum, pe mai mulți ani în urmă asta au fost, când au venit niște persoane și să spună cine-i crâșa ta, deci așa se spune în Moldova, învăț și eu terminologiile de aici. Și când persoana a spus că nu, n-am așa protecții, ca să spun, pe care eu o plătesc, persoanele au spus că trebuie să plătești așa sumă, altfel nu poți avea așa business în orașul cu tare. Și când persoana a refuzat, i s-a pornit un dosar penal. Da? Deci eu am vorbit cu o persoană care mi-a povestit ce s-a întâmplat mai departe. Eu cred că noi toți în societatea noastră înțelegem foarte bine că dacă așa abuzuri se comit față de oameni de afaceri, inclusiv oamenii cetățenii din Republica Moldova, noi nu o să ridicăm statutul de economie niciodată, pentru că persoanele care sunt oneste, care vreau să facă un business în Republica Moldova, nu pot exista, pentru că pe dânșe s-a pus mare presiune. Investiții de psihotare nu o să vină în Republica Moldova când, dacă nu faci ce trebuie, pe tine poți să, de exemplu, îți pune un sechestru pe conturile tale fără motive. Deci sunt foarte, foarte multe instrumente care pot fi abuzate ca să-ți încurce afacerile din Moldova. Și asta pentru noi toți, ca societate, e foarte, foarte grav și rău lucrul ăsta, da? Și eu sper că, deci când vorbesc despre cetățenii care se refuză să plătească o mită, eu mă refer nu numai deci, la persoana de la vamă sau învățătorul sau un medic, inclusiv persoanele care au afaceri aici în Moldova și când vorbim noi despre o sumă cu mult mai mare decât 200 de dolari, chiar și 2000 de dolari. Eu sper că dacă au fost așa abuzuri în trecut și dacă mai continuă și până azi, oamenii de afacere tot o să aibă curajul să vină la noi, pentru că ei, eu cred că înțeleg mai bine decât pur și simplu un cetățean, ce înseamnă din punct de vedere a economiei, când lași, deci să te șantajeze și deci să scoarcă tot mai mult și mai mult bani de la tine. Eu sper noi, instituția noastră, să crească încrederea în ceea ce facem noi, ca să încurajăm și inclusiv așa persoane să vină la noi cu așa informații. Am uitat a doua întrebare. Indicatorii. Cum? Indicatori, da, ok. Eu cred că o să încep, clar că eu cred că noi toți ne-am dorit să avem niște condamnări definitive, niște sentințe pe persoane în poziții înalte în societatea noastră, care nu aveam prea multe rezultate. Noi am trimis cazuri în judecată. Sunt multe persoane care au plecat din Republica Moldova și ar fi deci, foarte, eu cred că ar fi foarte bine dacă peste 5 ani de zile noi am putea spune că uite, am reușit cumva cu
instrumentele noastre de extradare, deci este acolo, am adus persoane înapoi care au fost trimiși la închisoare, sau dacă nu, măcar am sechestrat, am confiscat bunurile lor. Eu cred că asta, deci faptul că unele persoane au fugit în țară, asta nu ne pune nouă impediment, deci să luăm bunurile pe care le au inclusiv în Moldova și peste hotare. Eu cred că asta e o prioritate la care noi lucrăm deja și vreau deci să depunem toate eforturile să facem lucrul ăsta, pentru că pentru mine, deci eu mă gândesc la bunica mea care încă trăiește în Moldova. Dacă i-aș spune eu ei că, uite, persoana cu tare a fost adusă înapoi la Chișinău și acum e în penitenciarul numărul nu știu ce, eu nu știu dacă, deci eu cred că ea spune că, oh, bine, bine că a ajuns. Dar ea n-ar simți în viața ei lucrul ăsta. Dar noi, dacă de la tot aceeași persoană am confiscat 40 de milioane de dolari care ar veni în bugetul statului, care să ajute persoanele, de exemplu, pensionarii noștri sau copiii de la școală sau drumurile noastre, atunci bunica mea ar simți efectul lucrurilor nostru. Și deci pentru mine, confiscarea bunurilor de la fracțiunile care s-au comis în Moldova este chiar mai importante decât pur și simplu să trimiți persoane la închisoare. Și eu sper că noi peste vreo câțiva, 5 ani să avem rezultate unde putem spune, uite, ăsta e numărul, ăsta e suma care noi am reușit să o confiscăm. Mulțumesc. Ai dau microfonul Nataliei pentru că ea chiar despre recuperări, confiscări vrea să întrebe și o să te invit pe tine, Cornel, să combin poate răspunsurile. Mersi tare mult, Codru. Mă bucur foarte mult că am ajuns la acest subiect. Stomacul Codru a avut dreptate, chiar mă interesează subiectul recuperării. Cred că noi ar trebui să avem mai multe discuții, inclusiv cu participarea colegilor de la ARBI, de la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, pentru că eu simt o neînțelegere foarte mare în societate cu privire la ce este recuperarea, cum funcționează procesul și vedem foarte mult nerăbdarea populației cu privire la rezultate și asta poate fi de multe ori în detrimentul ambiție pe care noi o căutăm, la ceea ce ați spus dumneavoastră puțin mai devreme. Chiar aș vrea să-l întreb, mie îmi zice în primul rând Natalia Cambrean, sunt de la Fundația Soros Moldova, aș vrea să-l întreb pe domnul Călinescu cum la ANABI este dusă evidența, dacă este sau nu, în genere, evidența bunurilor sequestrate versus confiscate, pentru că în Republica Moldova încă mai avem de lucru la acest subiect. O altă întrebare care m-ar interesa legată de activitatea ANABI, dacă ați reușit sau nu să eficientizați activitatea în sensul în care instituția să fie focusată pe acele cazuri care sunt de rezonanță, care au un prejudiciu mare, care cu adevărat merită atenția, pentru că uneori, iarăși, am percepția că la noi resursele umane și financiare, cu păreri de rău, sunt dispersate și mai puțin focusate acolo unde impactul ar putea să fie mai mare și aș fi foarte curioasă să aflu despre experiența din România. Doamna Drăgălina, aș vrea să o întreb cu privire la reforma despre care în Republica Moldova se discută de fapt de anul trecut. Știu că sunteți relativ puțin timp în această funcție. Cu toate acestea, aș vrea să înțeleg dacă la noi au început sau nu deja discuțiile cu privire la delimitarea competențelor dintre procuratură, CNA, rolul ARBI-ului, sau dacă există un timeline, ca să înțelegem și noi, dacă există o viziune, ar fi minunat să ne spuneți cel puțin direcțiile în care merg lucrurile, pentru ca să înțelegem și noi cum merg cum merge procesul și eventual, dacă este cazul, să vă susținem. Mersi. O să încep eu. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În primul rând, nu știu dacă ați prins și intervenția pe care am avut-o mai de devreme, instituția aceasta a fost creată pentru România. Deci ne-am uitat la toate modelele, am avut acces și avem acces și acum la cele mai avansate modalități de organizare și a unor astfel de instituții și am preluat pentru România ceea ce ne poate ajuta să fim mai eficienți cu realitățile din România. Motiv pentru care instituția noastră este creată știind că avem un DNA puternic, știind că avem un DICOT puternic, știind că avem o Agenție Națională de Integritate, știind că avem anumite mecanisme care funcționau. Însă, la analiza noastră de legislație, de cadrul instituțional,
am găsit câteva piese de puzzle care nu erau acoperite. Ăsta este motivul pentru care modelul nostru e un model doar pentru România. Și, din păcate, în majoritatea întâlnirilor pe care le am de transfer de bune practici, de dialog cu parteneri, încep prin a recomanda să nu mai copieze legea agenției. Pentru că avem, din păcate, foarte multe exemple când pur și simplu s-a luat din stânga, s-a pus în dreapta, iar pe urmă am trăit și drama de a fi sunat de șefii instituțiilor respective să fiu întrebat, dar cum funcționează? Păi n-are cum să funcționeze pentru că e altă țară, cu altă mentalitate, cu altă organizare, cu alte resurse, cu alte instituții. Deci noi am umplut un gol care însemna zona de identificare de active în străinătate și ăsta este rolul nostru. Ceea ce facem noi, fac toate țările civilizate, pentru că fără acest job de a căuta, de a scotoci peste tot, nu poți să avansezi. Doi, zona care este din păcate ignorată în multe jurisdicții cu mai multă experiență. Zona de administrare a măsurilor asigurătorii. Este un domeniu nou, sunt doar 7 țări, spre exemplu, în Uniunea Europeană, care și-au pus problema că trebuie să organizeze acest lucru. Mulți funcționează din inerție și, fără să încerc să supăr pe cineva, multe țări din ultimul val de extindere a Uniunii Europene au același drept procesual penal cu al dumneavoastră și cu cel din vechea Uniune Sovietică. Pe măsuri asigurătorii nu s-a uitat nimeni, n-a modificat nimeni, n-a copiat mai departe. De aici și clash-ul sau șocul cultural pe care îl avem cu colegii din vest, care n-au avut acel cod de procedură penală. Deci, actele de administrare ale măsurilor asigurătorii care îți garantează faptul că la finalizarea procesului penal există acest moment de întoarcere în situația anterioară săvârșirii infracțiunii, adică victima își recuperează prejudiciile din sechestre, iar ceea ce rămâne în plus, cum rămâne în Statele Unite întotdeauna, se duce la stat. E o problemă de concepție, de organizare a unei filozofii de viață pentru un sistem de justiție penală. Repet, nici în România acum 10 ani subiectul acesta nu exista. Și am început prin a face exact ce ați întrebat dumneavoastră. Dar statistici, bețe aveți? Da, am început să avem și acele bețe spun o poveste destul de tristă. Recuperarea prejudiciului dintr-o infracțiune și recuperarea produsului infracțiunii se realizează pe durata procesului penal. E o teorie extraordinară, în special din zona de drept administrativ și civil, că am vorbit de faze de executare și vom aștepta noi la 100 de ani după finalizarea procesului penal să recuperăm. Greșit. Justiția penală beneficiază de instrumente intruzive peste medie, tocmai pentru că vorbim despre infractori, nu despre contribuabili. Atâta timp cât vom trata infractorul ca pe un contribuabil, vom avea o rată de recuperare similară taxelor fiscale. Noi vorbim de infractori. Sistemul nostru de justiție penală are ca obiectiv prevenirea sau combaterea crimei organizate, spălării de bani, trafic de droguri, trafic de ființe. Deci nu știu dacă simțiți vreun sentiment de milă sau de afecțiune. Despre asta vorbim. Nu vorbim despre ghișeu unde mi s-a cerut 2 lei în plus. Vorbim de traficanți, crimă organizată. Din păcate, iarăși citez raportul ăsta pentru că m-a marcat. Este primul raport al Uniunii Europene care în sfârșit face legătura între crimă organizată și corupție. Da, crimă organizată nu. Se îmbogățește fără corupție. Sunt legate. Ori instrumentele trebuie să fie acestea. Și repet, recuperarea produsului infracțiunii se realizează prin mijloace specifice dreptului penal. Motiv pentru care urmărirea și căutarea de bunuri trebuie făcută ieri, nu la sfârșitul procesului. Indisponibilizarea trebuie să vizeze bunuri cu valoare ridicată pentru a garanta într-adevăr și reparări de prejudiciu și recuperări de produs al infracțiunii. O instituție abilitată precum
Anabi, trebuie să aibă grijă cu prioritate de bunurile de valoare. Motiv pentru care în legea noastră, spre exemplu, noi nu administrăm decât bunuri cu valoare individuală de 15.000 de euro sau stocuri, mărfuri cu valoare de cel puțin. Nu putem consuma bani publici pentru a conserva pahare. Nu asta este scopul. Și revin la modul sau raționamentul pe care l-am avut în vedere când am pus pe picioare instituția asta. Costuri minime, profit maxim. Da, e o gândire atipică pentru o instituție publică. Dar trebuie să fie un ingredient important al acțiunii de represiune penală. Deci identificăm ieri, indisponibilizăm azi, indisponibilizăm bunuri care au capacitatea de a aduce la sfârșit valori în cont. Altfel, riscăm să avem ceea ce am avut și noi și încă mai avem, niște statistici glorioase și o presiune publică explicabilă, pentru că la sfârșitul zilei, când ajungem acasă, suntem toți cetățeni, statisticile acelea nu se regăsesc și în cont. Ori, pentru că în acel cont să intre bani, trebuie să ai bunuri de valoare, liber de sarcini, nu aparținând unui terț de bună credință, neaparținând băncii unde a fost ipotecat, neaparținând unei firme aflate în insolvență care eventual s-a băgat singură în insolvență ca să-ți eludeze întregul mecanism de represiune penală, și așa mai departe. Deci avem statistici. Media la nivelul Uniunii Europene este undeva la 1%. Se regăsește în toate documentele de strategie și de viziune. Deci asta ne-a relaxat un pic. Ok, nu e peste tot nemaipomenit de bine. E o cifră. Mie cifra aceea nu spune foarte multe lucruri. În momentul de față, România funcționează pe acești parametri cu mult peste media europeană, dar lucrul ăsta nu ne mulțumește, nici nu ne liniștește. Există un decalaj foarte mare între sumele constatate, că au dispărut, fie de la o victimă, fie de la stat, și sumele care se întorc înapoi în bugetul de stat. În momentul de față, instituția pe care o conduc, cu cei 40 de angajați, gestionează un portofoliu de 200 de milioane de euro cash, bani. Deci ăia mâine, dacă toate cele zeci de mii de dosare s-ar finaliza, ar însemna un click și transferul la bugetul de stat sau la victime a 200 de milioane de euro. La aceasta se adaugă o sumă considerabilă de măsuri asigurătorii vizând imobile. Acolo sunt valori foarte mari. Dar imobilele, dacă vizează sau în spate un sechestru care a ignorat ce am povestit mai devreme, priorități, creanțe anterioare și așa mai departe, s-ar putea să fie doar niște cifre. Spre exemplu, ținem evidența de când ne-am înființat, avem 100 de clădiri cu privire la care din 2016 publicăm date. Înainte de 2016 datele acestea nu erau disponibile și doar 40% din clădirile confiscate de statul român au putut fi vândute. În toate celelalte sunt în continuare proceduri judiciare, în civil, în administrativ, în orice formă prin care un proprietar încearcă să-și apere dreptul. Revin la discuția de mai devreme. Înțeleg nemulțumirea e firească, dar un act săvârșit cu încălcarea legii ne deturnează de la justiție, ne duce pe un alt rând. Soluția nu este decât să ne facem mai bine treaba, mai repede și nu doar ANABI sau ARBI. E nevoie de o abordare integrată. Soluția există, n-am inventat apa caldă și acolo unde funcționează, funcționează cum v-am spus mai devreme. Un procuror puternic, structuri suport, informații, poliție, ANABI și așa mai departe. Pentru că fiecare și are rolul său. Procurorul nu are ca job să știe cât costă o mașină, cât costă o clădire, cât costă un depozit, cât costă o mentenanță. Nu-i treaba lui. E treaba noastră. Dar atunci când îi punem în față un raport în care îi spunem despre ce este vorba, 99% din cazuri ar trebui să se meargă pe mâna noastră. Da, vine din Statele Unite. În Statele Unite există un ceas love cam așa,
care este o recomandare a Procurorului General pentru toți procurorii și undeva pe la pagina 600 există rubrica aceasta de sechestru, unde se vorbește exact despre ceea ce povestim acum. Procurorul este cel care decide. Da, dacă un marshal, un reprezentant al Marshal Service vine și îi spune pe hârtie că ceea ce vrea el să sechestreze cauzează un prejudiciu mai mare decât ceea ce dorește să recupereze, pentru că sunt costuri suplimentare de administrare, conservare și așa mai departe, e frumos articolul ăla din ghidul Procurorului General, procurorul decide, da, pe răspunderea lui. Deci nu îi se reduce din importanță și din putere. Dar dacă ai un om care are ca scop să-ți ofere expertiză, expertiza ar cam trebui respectată. Repet, decizia e la procuror. Dar acel paragraf din ghidul Procurorului General din Statele Unite e pentru noi muzică. Pentru că înseamnă că fiecare își face treaba și e respectat pentru treaba care este făcută de o astfel de structură. Cu alte cuvinte, aș trage eu chestia asta puțin mai la concret. Nu pui sechestru pe un cal de curse la care te costă mai mult să îl ții într-un grajd specializat, să îl țesali în fiecare zi, să-i dai de mâncare și el nici nu poate să participe la concursuri ca să câștige premii. Da? E mai scump să-l ții decât să-l vinzi. Și atunci, poate că ar fi bine să nu pui sechestru pe un cal de curse. Da, pui, dar lași în răspunderea și în costurile de administrare ale proprietarului. Da, știu că te-a marcat exemplul ăsta, a fost dat de colegii din Marea Britanie, care au fost foarte bucuroși că au pus sechestru pe o hergheioasă, dar a căror valoare s-a depreciat în jumătate de an, pentru că niciunul dintre acei cai n-a putut participa la un derby care le asigura păstrarea statutului. Trebuia să ducă cu ei de două ori pe an la acele competiții și tot ce însemna pachetul de asistență, de conservare. Nu, colegii din Statele Unite sunt mult mai pragmatici. Răspunsul e nu. Riscul trebuie să rămână la infractor. Aceeași discuție este și cu managementul afacerilor. O să ajungem să facem și management de afaceri când o să începem să punem sechestru pe bunuri de valoare și asta să devină regula, iar la sfârșit să avem încasări care să echilibreze prejudiciul și produsul infracțiunii. Atunci o să ne permitem să vorbim și despre managementul afacerilor, deși recomandarea tuturor colegilor noștri de prin jurisdicțiile un pic mai eficiente a fost să lăsăm riscul acolo unde trebuie, adică la infractor. Statisticile sunt importante, încerc să vă răspund în continuare la întrebare. Însă presupune un efort pe care nu-l face nimeni în zona asta de Europa și nici în Uniunea Europeană. Spre exemplu, noi centralizăm anual de la toate instanțele de judecată hotărârile. E un efort colosal pe care foarte puține jurisdicții îl fac. Agenția în momentul de față are în evidență 60.000 de hotărâri. Hotărârile la noi sunt lungi, cum am povestit. Și închipuiți-vă că o structură precum ANABI a trebuit să parcurgă aceste hotărâri pentru că avem obligația legală să generăm măcar statistici pe care le comunicăm la rândul nostru și la Uniunea Europeană și la Organizația Națiunilor Unite, care are un instrument colosal de luptă împotriva corupției, Convenția ONU împotriva corupției, unde avem un articol pe recuperare de produs al infracțiunii. E foarte multă muncă și acolo. Și, practic, acela este T0 de la care plecăm. Ceea ce au constatat instanțele că există ca prejudiciu sau produs al infracțiunii. Însă cifrele din acele statistici nu au cum și niciodată nu vor fi egale cu sumele din contul ANABI sau al structurii de administrare fiscală. Și explicația este simplă. Recuperarea se realizează pe durata procesului penal prin indisponibilizarea efectivă de active. O altă sursă de bani decât bunurile infractorului sau cele pe care le-a dobândit prin săvârșirea de infracțiuni nu există. Deci nu se câștigă la loto peste noapte și banii aia vin în contul. De aceea ai nevoie de acțiune ieri, ai nevoie de specialiști, ai nevoie de structură de investigații financiare, ai nevoie de analiști.
Ai nevoie de specialiști în identificarea tranzacțiilor în mediul online, pentru că nu o să mai pomenesc procentul, că s-au supărat colegii de la Europol. Criminalitatea organizată a migrat de ani buni în zona de virtual. Și cetățenii Republicii Moldova și cetățenii români au o apetență pentru virtual. Sunt foarte buni. Problema e că nu știu dacă organele de aplicare a legii din România și din Republica Moldova sunt la fel de buni pentru a contracara actele de spălare de bani, spre exemplu, prin monedă virtuală. Agenția are în prezent 10 dosare în administrare monedă virtuală. Am reușit să și valorificăm. E extraordinar față de alte jurisdicții. Dar tot nu-i puțin, pentru că prin monedă virtuală se spală fără urmă sute de milioane. Dacă sperăm și credem în continuare că recuperarea produsului infracțiunii se realizează printr-un sechestru pe un Logan, s-ar putea să fim într-un alt film. Deci statisticile sunt extrem de importante. În 2015, când am solicitat parchetului general să ni se spună și nouă care sunt sumele de bani blocate în conturi, răspunsul a fost nu deținem această informație. Ca să poți administra ceva, trebuie să știi ce ai de administrat. Și am intervenit legislativ, dar nimic nu e bătut în cuie. Și din 2016 știm. Și știm la virgulă. E important să știi pe ce te bazezi. La fel cum știm de cele 40.000 de conturi pe care le administrăm, trebuie să știm de toate clădirile, de toate bunurile mobile, de toate bunurile virtuale, de tot. Ori asta înseamnă capacitate și administrativă, dar și intelectuală. Profesia asta e o profesie în sine. Și din păcate trebuie să înțelegem că trebuie să și investim într-o astfel de profesie și, repet, totul în echipa procurorului de preferat, care să știe că are nevoie de astfel de instrumente pe care să le și folosească. Mulțumesc frumos, Cornel. Ca să fac o glumă apropo de indicatorii de care întreba Dan mai devreme, iată că după 20 și ceva de ani, Cornel, de când ne cunoaștem, ai devenit milionar. Îți urez ca până la finalul mandatului tău să devii miliardar, pentru că din asta o să ne bucurăm noi toți. E o chestie care s-ar putea să vi se pară interesantă și care să fie utilă discuției. Avem această problemă de percepție și noi și știm că e important să oferi cetățeanului certitudinea că se face ceea ce trebuie. Iar această trasabilitate, infractor, bogăție, ce se recuperează, ce se întoarce, trebuie să fie foarte clară. Anul acesta, la o inițiativă a agenției, cu sprijinul Ministerului, am reușit să convingem Parlamentul să fac această conexiune mult mai simplu. Începând din 1 ianuarie anul viitor, jumătate din confiscări se vor direcționa spre anumite scopuri, exclusiv spre educație, prevenire criminalității, protecția victimelor, despre care nu vorbim sau vorbim foarte puțin. O să încercăm în felul acesta să arătăm la nivel de evidență. Uite, am luat de la hoți, nu spunem care, protecția drepturilor și protecția datelor cu caracter personal și așa mai departe. Dar am luat de la hoți și am întors aici. Într-un act de educație, într-un act de prevenire sau în protejarea cât e posibil a unei victime, a unei infracțiuni grave. Ăsta e scopul pentru care suntem organizați în acest sistem de justiție penală. E important să nu uităm și am încercat în felul acesta să facem mult mai ușor corelație. Ce se confiscă, jumate se duce la bugetul de stat, care are, bineînțeles, prin Ministerul Finanțelor, inteligența suficientă pentru a direcționa spre lucruri importante, însă jumate se duce spre aceste direcții. E un pachet și un set de măsuri care încearcă să apropie un pic actul acesta de recuperare a prejudiciilor, de înțelegerea colectivă, ce se întâmplă, ce se face, arată. Spre exemplu, am avut un prim caz, sper să nu fie singurul și să avem cât de curând exemple similare. O clădire confiscată dintr-un dosar de spălare de bani a fost transferată cu titlu gratuit
unei instituții publice care are rol în actul de justiție. Regula era se vinde. Nu. Trebuie să văd că ce am luat de la infractor servește acum unui scop social. Până la urmă, are legătură foarte mare cu scopul pentru care suntem aici. E noul sediu al administrației penitenciarilor, dacă nu mă înșel. A fost la Ministerul Justiției. Ce decide Ministerul Justiției să facă? Contribuie la actul de justiție, sunt sigur. Indiferent că administrează mai bine resursele din penitenciare sau pe cele care sunt pe drum spre societate. Mulțumesc tare mult! Menon! La a doua întrebare despre modificări legislative în domeniul de justiție și lupta cu corupția. Vă pot spune că deci eu personal am fost invitată să particip în niște grupuri de lucru pe unele modificări. De exemplu, care am discutat-o despre acordul de recunoaștere a vinovăției. Deci eu personal chiar foarte mult, deci vreau foarte mult să ajungem noi la niște modificări unde am putea folosi așa instrument. Deci eu personal am participat în așa discuții și știu că deci ne solicită de la instituția noastră să participăm în mai multe așa feluri de grupuri de lucru. Sunt procurori care participă și deci eu nu știu unde se află toate proiectele, cred că întrebare pentru Ministerul de Justiție, dar vă pot spune din experiența mea personală că am fost invitată să particip și eu și eu, deci cred că eu sper să avem niște modificări care să ne ajute instituțiile noastre să ne combatem deci într-un mod mai eficient cu problema care o avem acum în țară. Da, aș avea o sugestie la acest instrument. Atașați acolo la ultima liniuță și restituirea sumelor de bani. Noi am avut o dificultate în a reglementa în acest fel acordul de recunoaștere a vinovăției, însă practica ajunge direcționată de procurori care au înțeles despre ce e vorba. Nu se semnează un acord de recunoaștere atâta timp cât prejudiciul nu este recuperat. Dar poate dumneavoastră reușiți să și prevedeți expres faptul că aceste sume trebuie restituite înainte de a... Cele două nu se asociază. Asta la fel e foarte greu de înțeles. Măsurile asigurătorii nu au nicio treabă cu angajarea sau cu punctarea în vreun fel a vinovăției. Deci cele două lucruri sunt separate și asta a fost impedimentul pentru care acest aspect n-a putut trece în legea noastră. Dar un mecanism de condiționare, chiar și administrativ, cred că poate fi realizat. Mulțumesc tare mult! Ne-am lungit față de ora promisă, cred că ne-am dus înspre mai bine de o oră și jumătate, dar eu cred că a fost cu valoros. Asta înseamnă că vom împinge cel de-al doilea panel cu colegii care discută despre relația mult mai concretă între justiție și cetățean după pauza de prânz. Încă o dată vă mulțumesc tare mult că ați venit și că ne-ați povestit. Vă mulțumesc că ați pus întrebări foarte valoroase care ajută la înțelegerea și mai bună a problematicii. Vă doresc poftă bună la masă și Doru, la ora 2 revenim pentru panelul condus de Nătălița Gavrilenco. Mulțumesc tare mult!